Hei, salut! Bine v-am găsit la un nou joc de Trivia 2. Să vedem ce mai facem și astăzi. O să joc un joc normal. Două jocuri normale, de fapt. Am hotărât, am zis. A început deja. Câți ani avea moșneagul din povestea porcului de Ion Creangă? Nu știu. Nu știu, 88? 100. Da, evident. De ce n-ar fi 100? E un număr. Un moș de 100 de ani. Un moș de 76 de ani, așa, 7677, de nu știu nici el, sigur că s-a încurcat aia la biroul de naștere. Am să mă apăr, nu știu, pe casa, am să-mi acopăr casa pe parte și pe alta, rândul lui Pepele Piu 1. 1 Pepele Piu 1, Pepele Piu e sconxul ăla. În ce an a vizitat Marnier pentru prima oară planeta Marte? A, Mariner, 2005? Wow! Mariner, credeam că stai ceva mai recent. Da, probabil că prima oară când am trimis sonde pe Marte a fost prin 60 și ceva, când s-au făcut toate alea. Dacă crezi toate porcările alea, nu mai crezi tot ce se zice, domnule. Pământul e plat, n-am fost în spațiu, n-am fost pe lună și n-ai cum să-mi dovedești altfel. Asta este băiat simțit, nu se pune lângă casa mea, ceea ce apreciez, e un băiat bun că face lucrul ăsta. Și asta e la fel, mă. Bine, asta nici n-avea cum. Dar ăsta ar fi putut să pună una, două și să vină lângă casa mea. Câți metri înălțime are barajul Poiana Mărului? Cât să aibă un baraj? 36. 125. Doamne, ce mult. 125 de metri înălțime. E un baraj enorm. 125 de metri înălțime e un stadion și ceva. Chipuiți un stadion și ceva ridicat, așa un perete. Care ține un râu. Doamne, e enorm. Enorm. Vă dați seama câtă apă ține peretele ăla? Asta deja s-a pus lângă casa mea. Deja nu mai îmi place de voi. Câte calorii conțin 100 de grame de soia? 100 de grame de soia zice că conțin 244 de calorii. 416. Din nou la mijloc. 1 pe Pelepiu 1. Tot le nimerește destul de corect. Va trebui să umple spațiile astea două de aici și eu voi umple spațiul ăsta de aici. În principal cu albastru mă bat, ele mult înainte, dar și roșu, Alexandru poate să facă niște chestii. N-are decât 3 teritorii. Constanța e cam izolată acolo, cred că am să-i un hăț. Sau mai bine dau un albastru. Mai bine dau un albastru. Rândul lui Alexandru. Ce nume simplu are Alexandru? Și pe urmă celălalt e 1 pe Pelepiu 1. Ca să vezi. A, dar nu dă mine. Hai să vedem. Roșu a cucerit un teritoriu, hai că roșu revine, dar eu cred că am să iau Constanța lui Roșu. Ca să-mi asigur să am așa un teritoriu frumos. Cine a descoperit drumul maritim către India? Magellan. Vasco da Gama. Nu era Columb. Columb credea că asta voia Columb să facă. Nu credea, voia să se ducă în India să înconjoare pământul, dar a zis, mai e un pământ între. Mai e un pământ la mijloc. Să vedem, am să dau un... Am să dau un 400 ăsta, fac. A, se supără Alexandru pe mine că deja de e pe locul 2 și eu tot dau un el. Care este cea mai cunoscută băutură răcoritoare? Coca-Cola. Depinde pe cine întreb, nu știu, depinde unde, nu știu dacă e probabil cea mai cunoscută, hai să fim serioși, dar nu știu, s-au făcut studii despre asta, s-au făcut sondaje. În ce an a pictat Gheorghe Tătărescu tabloul La gară în deșert? 1916. 1870. Ah! M-am gândit că e puțin mai târziu când s-a mai globalizat puțin societatea, că na, știau și ei, erau conștienți de existența deșertelor, presupun. Bă, dar ăștia chiar nu dau în mine, oamenii ăștia. Oamenii ăștia chiar nu vor să dea în mine. Eu mă chinuie aici, mă bat, mă strofoc și ei se bat doar între ei. La ce vârstă s-a retras din fotbal profesionist Gheorghe Hagi? 35? 36? 36. Amândoi au zis 35. Să niște adversari. Trebuie luați în serios, gata. Stai că m-am ofticat, fii atent, gata, nu mai dau un roșu, dau un albastru, dar stai, chiar nu e rândul meu. Și roșu o să dea în albastru. Un joc absolut captivant, doamnelor și domnilor. Roșu și-a revenit, iarăși au ambii 2000, iarăși nu e rândul meu, iarăși se bat între ei. Devine ridicol. Eu doar stau aici, nu vrea nimeni să dea în mine, oare mă cunosc? Oare mă cunosc că sunt celebru și nu vor să se pună rău cu mine, probabil de aia. Probabil de aia. Câți atomi de sulf are molecula de apă H2O? 0! 0! 0! Molecula de apă H2O scrie de acolo, unde vedeți voi? H2 sulfo4 sau ceva, la acid de ceva. Bă, dar rândul meu mai vine, mă scuzați. Rândul meu mai vine, eu jocul ăsta aș fi putut la fel de bine
să mă duc să-mi fac un sandwich. Era tot aia. A câștigat albastru războiul între voi doi, v-ați potolit, acum putem să trecem la jocul adevărat. Ia hai să dăm în teritoriul ăsta, că dacă îi iau o să trec pe locul întâi și o să câștig. Din ce se obține cauciucul natural, o specie de cactus, o specie de arbor. Hamei, din hamei, berea și cauciucul. În ce an s-a născut Gheorghe Gheorghiu Dej? Of, 1895. 1901. Dar de unde știi, mă, 1 PewDiePie, 1, 1 PewDiePie, auzi? Pepele Piu 1, că s-a născut fix în 1901. Ce ești tu, Gheorghe Gheorghiu Dejolog? Bine că nu știa mai devreme câți atomi de sulf sunt în molecula de apă, dar știa asta exact. De ce boală suferă Dostoevski? Epilepsie, nu? Mă scuzeți, eu sufer de tuse aparent. În ce an s-a întemeiat compania Enzo Ferrari? În ce an s-a întemeiat? Bă, 1930 să fi fost pe acolo? 1929! Hai mă, dacă nici pe ăsta nu-l iau. Doar că ăsta a fost el a dat în mine, deci n-a făcut mare diferență. Acum mai sunt eu, asta este ultima mea șansă, trebuie să iau teritoriu, nu ne jucăm, pentru că ăsta este game point. Ce părere, partea busuiocului lemuios este folosită în bucătăria? Frunzele? Frunzele! Păi da, ăsta e busuiocul, nu? Sau ce? Busuiocul, da, verdeață de aia, de tot și o pui în... O pui în ciorbă, bine, nu pui busuiocul, pui mai mult în sos de roșii, nu? Sos de pizza sau chestii de-astea. O ardem și culinar în episodul ăsta. Și îmi dă în casă, care era cel mai lung pod din Europa în anul 1985? Podul de la Cernavodă. Cel făcut de Angel Salini, nu? Probabil că ăla era, probabil de-aia a fost pusă întrebarea asta și am câștigat! Doamnelor și domnilor, pe ultima 100 de metri am revenit într-un mod absolut spectaculos, zici că le planific, zici că filmez din nou și din nou și din nou până când iese un episod de genul ăsta. Nu asta fac, thank God. Sau poate asta fac și nici măcar nu-mi dau seama. În fine, hai să mai facem unul. Ok, jocul numărul 2. Dacă îl câștig și pe ăsta, am să consider că am făcut o treabă bună și am să-mi cumpăr o gogoașă. În ce an a fost difuzată prima serie a serialului Gilmore Girls? Gilmore Girls a fost în 2002. Că sunt expert în Gilmore Girls, fii atent. 2000, eram pe aproape, ăsta a fost mai aproape. Așa, în jur, așa că în desene animate pe vremuri. Măcar iau un teritoriu, presupun că e și asta bun, eu cine sunt? Mă, dar ce poziție e asta fix acolo, mă înghesuie băieții ăștia aici la mare acolo. Nu, e frumos. N-am și eu loc să mă extind puțin, trebuie să-mi fac exclave pe aici. Nu e cinstit. Nu mai ca pe vremuri. Câți ani de domnie a reginei Elisabeta II se împlinesc în anul 2015? Bă, cred că vreo 73? 63! 73. Dar cum să fie 73? Că ea pe la 20 de ani a devenit regină, nu? Asta însemna că are 93 de ani. Păi da, nu are vreo 90 de ani? Mă rog, trebuie să zic 60 ceva ca să fiu mai sigur. Și iarăși verde, exact ca jocul trecut. Eu mereu termin pe locul 2, ăsta mereu termină pe locul 1. Dar măcar roșu nu o duce prea bine, de parcă asta ar fi vreo consolare. Câte țări străbate fluviul Dunăre? Am zis asta într-un film. 10. Și chiar am ținut minte, domnule, bravo, Paul. Și 4 capitale. Na, vezi că nu fac filmele astea degeaba. Băi, mi-am luat bluza pe dos. Eu acum realizez. Mai bine nu ziceam nimic, că poate nu observa nimeni. Nu, sigur observa cineva. Acum stau și mă gândesc dacă mai pun filmul ăsta pe net cu bluza pe dos. Oare ar trebui să-mi schimb bluza? Până că filmul se termină acuși. Oare are sens? Are sens să-mi schimb bluza acum? Mai are rost? Mai are rost să fac asta? În ce an a murit Alexandru Paleologu, eseist literar? Habar n-am. Nu știu nimic despre acest Alexandru Paleologu, aparent este destul de recent. Și iarăși am câștigat eu. Aoleu, săracul roșu, o să-l înconjor cu totul. Am să mă duc aici și am să mă duc aici. Și cine a câștigat celălalt verde, tot verde? Păi roșu n-a luat niciuna. Speram și eu să se bată roșu cu albastru între ei puțin ca să apuc să-mi sucesc bluza înapoi. Bă, știi ceva, arată bine așa, e cumva retro, poate pornesc o modă cu asta. Bine că n-am filmat mai multe filme așa. Ce i s-a întâmplat unui om care a fost găsit în strângând lemne în ziua sabatului? A fost omorât cu pietre?
Da, ziua sabatului e practic duminica. E de unde e chestia că duminica e ziua în care s-a odihnit Dumnezeu, prin urmare și noi trebuie să facem asta. Sus care dintre următorii nu este jucător de snooker? Joe Perry, Graham Dott, Neil Roberts, Tom Cruise. De unde știți voi că Tom Cruise nu joacă snooker? Bă, 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 bă. Dar ce facem aici? A plecat toată lumea? Că nu mă deranjează să câștig, dar vreau și eu puțină concurență. Hai să-i luăm casa lui ăsta, că ăsta îmi pare că a plecat. Ce compozitor francez este autorul operei Dialogurile Carameliților? Nu știu, o să folosesc o variantă ajutătoare. Francis Jean-Marcel Poulenc. Ăla da nume francez. Stau și mă joc singur. Și este un acvifer. Da, acvifer e asta ce zice el. Un strat de rocă, e un fel de relief. A câta lună este denumită popular mărțișor? A treia? Cu bluza pe dos, cu adversarii plecați, mai are sens să pun filmul ăsta? Mai a, ziceți și voi. Stau aici și mă joc singur de răspund la întrebări, de parcă ce contează. Asta-i mă că Alin nu a plecat, Alin încă este aici, Ștefan Alin. Ia zi mă Ștefan Alin, câți copii a avut Eminescu? Zero. A avut 20 de milioane, că cu toții suntem copiii lui, că ne-a crescut cu poeziile lui. Aaaa. 1970 s-a descoperit SIDA, stai 1990. Deși a fost mai aproape, cumva mi se pare că eu trebuia să câștig întrebarea asta. Care este radicalul lui 16? 16 radical, e un 16 mai extremist așa. Câte goluri a marcat România împotriva Franței la Euro 2010? Nu? Am marcat vreo 1? 1. Am presupus că 0, nu mai țin minte, am presupus instinctiv că 0. Să-i luăm teritoriul ăsta ca să nu mai poată să aibă acces la el. Dacă el vrea să mai îmi dea în casă, n-are decât. Din ce se extrage zahărul? Din sfeclă de zahăr, din mai multe chestii de altfel, nu doar din sfeclă. Se face și din trestie de zahăr, nu? Și din alte chestii, cred. Câte kilograme are un quintal? O tonă e 1000 de kilograme. Un quintal 50, 50, nu? 100. 100 de la central, da, da, eu am presupus că e 50 ceva, în fine, nu contează. O tonă, e 1100, are sens, da, da, e ca un fel, ca aici, cum ai zice că ești centenar. Băi, eu am să-mi dau să-mi protejez casa, că o duc prea bine, n-are sens să mă strofoc cu ăsta. Eu mi-am făcut un zid, eu nu mi-am protejat casa, eu mi-am folosit o variantă ajutătoare, practic, ca să-mi fac un zid. Asta e. În ce oraș are loc festivalul anual de muzică rock, Rockslide? Rockslide, Roskilde. În ce an a fost produsă Deumatiz mașina? Deumatiz 2000. 1998. 1945. Vezi, diferența este că eu sunt un bărbat cu experiență, care are o vârstă și a trăit câteva chestii, nu ca puștii ăștia de pe platforma asta, care pe copiii ăștia din ziua de azi. Eu chiar am prins de umatizul, a fost o parte integrală din viața mea. Mult timp am mers, mulți oameni aveau de umatiz când am crescut eu. Ce nu se omogenizează, cu ce nu se omogenizează apa? Uleiul. Apa și uleiul nu se amestecă. La ce vârstă a murit Constantin Brâncuș? Bă, ăsta a trăit până la bătrânețe, nu? 75 de ani, cam așa. 81. Bravo, tată. A trăit ceva. Eu dacă trăiesc 88 de ani sunt fericit. Mi se pare nu. 88 este cantitatea ideală de ani. De unde provine preparatul tradițional Paco? Mexic. Hai, let's get it over with. Hai repede. Hai să-i luăm și casa. Devastat în jocul ăsta. Bluza întoarsă cu tot. De câte ingrediente sunt nevoie pentru pizza capriciosa? 11. 5 aș fi zis și eu. 5 aș fi zis și eu, dar am folosit o variantă ajutătoare, că e la final de joc și am ocazia să iau asta. Care dintre următorii istorici era de origine evreiască? Asta? Titus Livius? Titus Flavius Josephus? Nu sună ca un nume foarte evresc. Da, ăsta a fost jocul, n-a reușit să mai iau și alte turnuri. Dar oricum o să câștig, decât dacă îmi distruge el toată casa, ceea ce e greu de crezut. Ce este Dexul Online? Dicționar explicativ, site matrimoniale.
Dex este distrugeți ex-ul. De la asta vine. La câți ani căsătorește-te, la câți ani se bătrânește nunta de aur? 50? A zis și el. Dacă nu mă grăbesc, dacă stau să încerc eu să fiu simpatic, vezi ce se întâmplă. Ea nu mai încercat-o să fii simpatic. Ce factori influențează agricultura? Toate variantele sunt corecte. Câte litere acum? 12 13 13. 4. Asta a renunțat, a văzut că am scris repede și a zis că a numărat înaintea mea. Dar am numărat greșit, Ștefan Alin, vezi dacă stăteai și numărai corect. Dar nu, a pus el 4, că haide o naibii de treabă. Dar vezi, asta să fie lecția, asta e concluzia episodului. Nu renunța niciodată. Decât dacă joci triviador, că nu prea contează, dar în general, în viață, să nu renunți nici. Cred că asta e ideea. Chiar dacă ai bluza pe dos și te vede tot internetul cum ai făcut un episod întreg cu bluza pe dos, aș putea să editez, să fac de la început să pară că așa am vrut, dar nu. Am să las așa și ăsta a fost episodul de astăzi cu bluza pe dos. Și dar surprinzător de bine au mers jocurile. Am câștigat destul de tare. Simt că am și o importanță pe lumea asta pentru că am câștigat aceste două jocuri la triviador. Ok, hai că vă las. Mă duc să plâng într-un colț. Pa, pa.